Maternitățile nu pot exista dacă nu au nașteri, deoarece nu aduc bani. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății Alena Merenco într-o emisiune la un post privat de televiziune. Ea a declarat că urmează să fie închise și alte secții pentru nașteri din cauza că tot mai mulți tineri pleacă din țară. Merenco a precizat că ministerul pe care îl conduce nu ar avea nicio atribuție la aceste decizii, iar toată răspunderea le aparține directorilor de spitale și consiliilor raionale. Întrebată de ce sunt închise maternitățile, ministrul Sănătății Alena Merenco a declarat că se întâmplă din cauza că țara noastră se confruntă cu un val de migrație. Pleacă în majoritatea cazurilor persoanele tinere, în vârstă reproductivă, cei care, de fapt, se căsătoresc și au copii. O maternitate nu poate să existe din moment ce nu are naștere. Mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că Organizația Mondială a Sănătății spune că o maternitate care are un anumit număr mai mic decât în general 400-500 de nașteri, dar chiar să considerăm o singură naștere pe zi, 365 de nașteri, ea devine periculoasă atât pentru mamă cât și pentru nou-născut. Nemerenco a mai declarat că 9 maternități din spitalele raionale și-au sistat activitatea din proprie inițiativă și că procesul va continua. Ea a subliniat că nicio țară nu construiește instituții în sate cu populație mică, deoarece întreținerea este costisitoare. Da, activitatea câte ar fi ca număr, nu știu. Dar vreau să vă spun și să atrag atenția spre alte maternități și vreau să dau un indicator. În Statele Unite, oricare maternitate se găsește la o distanță de locuința celei care planifică să nască la minim o oră de deplasare cu mașina. Deci nimeni nu construiește maternități în fiecare cătun. Deci fiindcă este foarte scumpă întreținerea unei maternități. Nu este vorba de profit. Maternitatea, dacă nu naște nimeni acolo sau sunt nașteri puține, nu aduce bani. Fiindcă fiecare naștere este plătită de către Compania Națională de Asigurări și are un cost. La sfârșitul lunii ianuarie, 5 secții de maternitate din nordul țării au fost închise din cauza numărului mic al nașterilor și al cadrelor medicale. În unele nu a avut loc nicio naștere timp de câteva zile. Ca urmare, gravidele din raioanele Ocnița, Briceni, Dondușeni, Glodeni și Fălești sunt nevoite să apeleze la maternitățile din Edineț și Bălți.